fel de apă e asta, dar miroase foarte urât. Să extrag de acolo. Poluare la marginea Bucureștiului. La intrare pe autostrada 1. Lângă calea ferată și centura București. Ce fel de apă e asta? Că miroase urât. Miroase urât, ce fel de apă e asta? Meteorică, fluvială. Că miroase toaletă. Miroase că au tot deversat, au venit și au turnat cu bidanja în asta. Asta e apă pompată de la Carrefour, toate astea care sunt aici. Dar ce, vreun rezervor aici? Da, 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 e acolo în bazin. Și ăsta se ducea în 2-2 din Iuliu Maniu, doar că s-a surpat. Și acum l-a lăsat să curgă în canal. Altă soluție nu-i, la momentul ăsta. Dar e volum mare, prin că e evacuat. No, nu merge nici cu bidanjă, asta e singura, am tot căutat soluții până se înaintează cu două tronsoane de canal să putem să dăm dintr-unul într-altul. Deci de aici nu e canalizare spre București, spre stațiile de epurare. Canalizarea începe de la capăt, de la Iuliu Maniu, acolo e colectorul 2-2. Acolo începe municipiul, da. Aici e deja județul Ilfov, probabil. Pe terenul ăstora de aici, că e teren privat, este făcută canalizare de 400 și deversa în ăla. Ce pompează ăștia în căminul rezervor și se putea să colectează de la ăstea. Doar că e o canalizare veche, s-a surpat și ieșea pe toată strada. De asta a fost soluția de moment, 2-3 zile până, cum am zis, până se face primul tronson. Apoi putem să dăm dintr-un cămin într-altul. Să meargă către... Da, da, miroase urât. Adică noi intrăm în oraș, în capitală, simți mirosul primitor. Păi cam așa miroase peste tot, dacă e să luăm. Nu miroase bine deloc. Lăsați, fiți cuminți. Eu sunt cuminț, voi fiți cuminți. Ce v-am făcut? V-am zis ceva? V-am zis numai bine. Aveți grijă să nu vă înnecați cu oasă. Dar tu ce cauți acolo la autostradă? Știi că e periculos și nu-i voie. Nici noi cu bicicletele nu avem voie acolo, dar voi căței cu atât mai mult. Autostrada lui Ceaușescu, București-Pitești, care începe din bulevardul Maniu, din Militari, face imposibilă deplasarea pe jos sau cu bicicleta spre Cerogâri, la Bolintin. Trebuie să faci o col de 10 km ca să ajungi acolo. Și poliția vedează probabil autostrada. Stau la telefon, fără măști amândoi.
fără mască. Tău doile fără mască. Am vrut să vă arăt niște probleme, dar nu prea am încredere. Sunt câini liberi aici, e periculos. Și acolo după pod cineva poluează, varsă deșeuri. După pod, la calea ferată, sub pod. Scuze? Știu. Câinii ăștia o să supraviețuiască încă 100 de ani aici. Stermină orașul martir. București, oraș martir. Și acolo e județul Ilfo, facă ce vor. Cum de nu m-au legitimat să vadă cu cine vorbesc.